piața produselor locale cunoaște o adevărată explozie. În mai toate zonele agricole din țară, acest segment crește cu afaceri familiale, care scot la vânzare produse finite create din materia primă pe care o obțin în propriile gospodării. De exemplu, o familie din județul Suceava a pus pe picioare o mini-fabrică de brânzeturi. Varietatea lor a început să apară după ce au văzut că astfel de brânzeturi sunt tot mai căutate. Numele meu este Cristina Dumitrescu, vin de la Horodnic de Jos, în județul Suceava, de lângă Rădăuți, și acolo producem o gamă largă de brânzeturi din lapte proaspăt de vacă și oaie în sezon. Gama noastră începe la brânzeturi proaspete și trece peste caș și cașcavalul cu diverse grade de maturare și diverse arome. De asemenea, un produs de care suntem foarte mândri este brânza de burduf, fabricată din cașuri maturate. Și ce avem aici în față? Aici în față avem odată produsele noastre proaspete, respectiv brânza proaspătă de vaci și cuia, burduful, de care tocmai am povestit, și diverse cașcavaluri aromatizate. De asemenea și produsele noastre cu maturare mai îndelungată, cașcaval din lapte de vacă simplu și cașcaval din lapte de oaie. Când v-ați gândit să diversificați gama de produse? Nu avem neapărat o țintă din diversificarea gamei. Dacă avem idei noi, le punem în aplicare și le testăm pe la client. Dezideratul nostru este să facem bine ceea ce facem până acum. Și să vindeți produsele? Avem magazinul Pompu în orașul Rădăuți și de asemenea avem colaborări cu păcănii din Iași, Bacău, București, Constanța. Cum este pentru un producător local iată o astfel de afacere? Cu multe dificultăți care trebuie depășite zi de zi, dar și cu mari satisfacții când vine reacția laudativă, admirativă a clienților.